Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu două probleme sociale foarte serioase. Una este șomajul în rândul tinerilor, cealaltă îmbătrânirea populației. Pe tot continentul, criza economică a dus la o scădere a entuziasmului față de construcția europeană. Există o serie întreagă de valori liberale care stau la temelia Uniunii Europene și care acum sunt în pericol să fie îngrădite sau chiar suspendate. Printre acestea se numără libertatea de circulație, libertatea de a munci sau chiar egalitatea dintre statele membre. Iată de ce România și Europa au nevoie de voci tineri, de voci liberale în Parlamentul European. Tineri, cărora le aparține viitorul, trebuie să aducă în Parlamentul European entuziasmul care îi definește, creând o instituție mai transparentă, mai eficientă și mai atentă la nevoile cetățenilor. Iată de ce Tineretul Național Liberal a inițiat proiectul 10 pentru Europa. Tinerii cei mai interesați de viitorul Uniunii Europene, tineri care doresc să lupte la Bruxelles și la Strasburg pentru viziunea lor asupra viitorului Uniunii, vor răspunde provocărilor noastre. La final, cei mai buni 10 dintre ei se vor număra printre candidații cu care Partidul Național Liberal va veni în fața românilor la alegerile europarlamentare din 2014. Înscrie-te și tu, fii unul dintre cei 10 pentru Europa.